Salutare, prieteni! Revin cu un nou episod, partea a doua la adevărul despre FIFA 19. Sincer, nu aveam în cap să fac acest episod, dar am jucat fumez la Division Rivals. Este 4 dimineața, îl filmez la ora 4, n-aveam somn, zic, hai să mă joc niște FIFA. Este primul meci la Division Rivals. Vă zic sincer că mi-a luat tot cheful, mi-a luat toată pofta. Imediat după ce o să închid această filmare, o să închid și PlayStation-ul și o să vă și arăt de ce. De data asta este un episod în care o să vă arăt și niște faze din joc care s-au întâmplat într-un singur meci. Într-adevăr, a fost 8 cu 7, 10 cu 7, 4-4 s-a terminat. Dar vreau să vedeți ce goluri am marcat eu, ce goluri a marcat adversarul meu, primele 3. Și după aia o să vă las pe voi să decideți dacă este normal să se întâmple aceste lucruri într-un joc. Înțeleg că și în realitate se întâmplă să-ți mai dea o echipă un gol de ăsta norocos, din rebound, o chestie de asta. Dar nu poți, frate, trei la rând să le dai din noroc. Uitați-vă golul meu. Berbat fiind frumos, pase la Neymar, la Crocheta, driven shot la colțul scurt 1-0. Bun. Golul lui, minutul 15. Deci uitați, se lovește mingea de blanc aici. Rămâne tot la el. Dă șut cu Ronaldo. Rebound. Poarta goală. Gol. 1-1. Bun. Golul 2, minutul 34. Tecli cu Van Dijk care are 99. Îmbulzeală. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Vă mai arăt odată. Tecli perfect cu Van Dijk. Gol. 2-1. Golul meu, golul de 2-2. Fake shot, frumos. Drag back, shoot din prima. Nici o atingere din partea adversarului să se influențeze mingea. Sau să am pic de noroc, bară, gol sau ceva de genul. Golul 3 din penalti. Penalti 100% mofti că n-arată față că a fost penalti. Kick-off glitch. Kick-off glitch. O să dau cu instant replay. Aici e slow motion-ul. Ca să înțelegeți, uitați. A pus piciorul pe ea. Ia la fața Neymar, da? Golul meu, golul 4. Iar fază lucrată ca la manual, după carte. Aici mi l-a dat și el frumos, o să-l arăt. Ăsta da, n-am ce să spun, m-a făcut frumos. Dar nu poți să iei asemenea goluri. Deci nu poți să iei, deci, doamne, nu vă spun cât de lag este. Deci nu poți să iei asemenea goluri. Ia să dau și cea instant replay. Tackling, sare mingea la Mendy, Mendy oprea prost și ăsta ia fața și marchează. Adică, băi frate, într-un singur meci eu să dau 4 goluri care nu au pic de influență, pic de noroc, pic de șansă, vreo rebound, vreo deviere și el să-mi dea 3 goluri, primele 3, unul în kick-off și două rebound-uri și devieri la mine în apărare. Nu e posibil așa ceva, frate, nu e posibil așa ceva. Ia și vreau să mai văd o chestie. Uitați-vă puțin, am făcut 14 tackling-uri. Am 2 din 5, 2, 3 din 7, 3 din 9, 5 din 11, 6 din 13, 6 din 16, 7 din 19, 10 din 24, 11 din 26, 13 din 30. 13 din 30. Deci eu, și alea care le-am făcut rămâneau la el. Nu mai zic că toate tackling-urile mele rămâneau la el. Deci e inadmisibil, frate, să joci așa ceva. Poate eram la weekend, intram în prelungi și mă bătea la penalti. Deci, nu e posibil să nu rezolvi kick-off-ul. Numai rebound-uri. Bă, în realitate se întâmplă, frate, dar nu se întâmplă 3 goluri așa niciodată. Niciodată să dea un cineva 3 goluri.
Sau da, dai tu goluri așa, dau și eu. Corect, am dat-o și eu urât, ai dat-o și tu urât, asta e. Dar când eu ți le dau pe toate patru frumos, create, corect, hai că unul a fost penalti, dar mi l-ai făcut, mai făcut, mi-a faltat în care când ți-am făcut face, ce să-ți fac? Dar tu trei goluri din patru mi le dai pe noroc de FIFA sau nici nu noroc, că nu pot să numesc noroc ăsta, că nu suntem la barbut, să zic noroc, pe greșeala jocului. Deci nu e posibil așa ceva, vă spun sincer, nu e posibil așa ceva. Mi-a luat pofta de FIFA din primul meci. Deci din primul meci m-am uiat, gata, acum o să sting calculatorul și asta e. Rank 1 vedem când o mai face, nu e nicio problemă, facem altă dată dacă nu s-a putut să joc și o 5-6 meciuri legate. Nu era problemă, e 4-4, nu e nu, dar vreau să vă arăt că acest joc și când câștigi, că poate îl băteam 4-3, nu mai dădea golul ăla, tot îmi lase pofta, adică și când câștigi, eu îmi fac nervi la jocul ăsta și dacă bat, eu trebuie să bat 10-0 ca să n-am nervi. Să am 3 goluri în minutul 10 și să stau liniștit. Dar dacă eu merg mai echilibrat, nu e posibil așa ceva și când câștigi să-ți faci nervi la acest joc. Asta a fost un video mai scurt, probabil va urma și partea a treia, cu mai multe secvențe voi face genul rezumat și vă le voi povesti, o voi lua toate fazele nasoale, o să le strâng din weekendul ăsta, o să le fac așa frumos un rezumat și o să facem și partea a treia. Vă salut pe toți și lăsați un comentariu dacă vi s-au părut îmbunătățiri după mentenanța asta de a fost de 3 ore de ieri. Dacă vedeți ceva îmbunătățiri, sincer, nu am văzut nimic, am jucat de când meciul ăsta și m-a făcut să închid PlayStation. Lăsați și voi în comentariu dacă vi se pare ceva schimbat în bine. Vă salut pe toți și dați și voi un like dacă vă place acest content. Nu a fost ceva wow, dar promit că data viitoare să fie ceva mult mai amplu și mult mai complex. Vă salut pe toți și baftă la Weekend League și fără nervi!